un meci important, un meci pe Ioana, se va juca într-o atmosferă, știm cu toții ce atmosferă fac lupii acolo. Cum va fi? Bună ziua, în primul rând. Până la meciul cu Petrolul vreau să felicit echipa națională pentru calificare. A făcut o Românie întreagă fericită și la anul ne uităm la ei la televizor. E foarte bine pentru fotbalul românesc. Revenind la meciul de vineri, ne așteaptă un meci greu. O echipă bună, o echipă e pe locul 6, echipă de play-off, o echipă care primește greu gol și o echipă matură. Totuși au anumite probleme, știm foarte bine cu toții, financiare, au fost ceva greve pe acolo, jucătorii nu s-au antrenat, au refuzat să antreneze. Putem specula acest moment? Din experiența mea, chestiile astea unesc vestiară. Ei, în primul rând, trebuie să joace, sunt jucători profesioniști și 100% o să dea totul pe teren. Cum ai pregătit acest meci? A fost două săptămâni liniștite, pot să zic. Băieții au reacționat foarte bine, ne-am pregătit bine, dar nu contează ce am făcut în aceste două săptămâni, important ce o să facă vineri la ora jocului. Cum ne-ai simțit așa? Bine. Chiar bine, sunt încrezător. E clar, ne așteaptă o partidă dificilă, dar am încredere că putem scoate un rezultat pozitiv. Probleme deloc? În afară de Piu, suspendat, toți sunt apți. Am văzut că ai venit și Pinsan. Acolo a fost decizia. La fel, cam cazul lui Drole, toți au fost de acord și cu revenirea lui Pinsan. Te-am mulțumit și o revizi în acest meci? Sincer, îmi doresc 3 puncte, dar orice punct este important. Vedem după meci ce putem scoate. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Răzvan, cum va fi pe Ioana? Atmosfera e incredibilă, au jucători de atac bun, de la mijloc în sus chiar arată foarte bine. Bună ziua! Cred că ne va aștepta un meci foarte dificil. Noi mergem acolo încrezători, ne-am pregătit foarte bine aceste două săptămâni și cred că e momentul să spargem și noi gheața, să luăm cele 3 puncte, chiar dacă e un meci greu, ca toate cele de până acum. Te-ai studiat, știi la ce se aștepți în partea lor? Cu câțiva de acolo mă știu, am fost și colegi. Nu cred că e nevoie de mari studii. Trebuie să dăm noi tot ce avem mai bun pe teren și dacă vom face tot cum ne cere mister, cred că vom putea lua cele 3 puncte. Cum l-a simțit voi pe Andrei și cum l-ați primit acum? Nu știu, foarte bine. Adică în astea două săptămâni și două la de la meciul cu Farul, s-au schimbat multe lucruri. Suntem mai încrezători. Ne-am dat seama situația în care suntem și situația asta nu face bine nimănui, nici nouă, nici clubului, nici oamenilor din Botoșani. Trebuie să facem cumva să scoatem această echipă. Se poate? Da, clar, se poate. De ce? Nu mai sunt foarte multe etape. Am simțit că putem la puncte. Probabil și ghinionul a fost, ne-a încurcat puțin, dar mai sunt etape, puncte multe puse în joc și sper să luăm cât mai multe puncte până în iarnă și după aceea vom vedea. După ce spui că n-ar fi o surpriză să-ți bagi în gheață chiar pe Ioana? Nu, de ce? De ce să fie o surpriză? Până la urmă e fotbal, se pot întâmpla multe, poți să câștigi, poți să pierzi. Noi să facem un joc bun și dacă vom face un joc bun și vom da toată pe teren, cred că vom putea pleca de acolo cu cele 3 puncte. Personal, ești mulțumit de ceea ce ai făcut până acum, până acest sezon? Când ia tagulor nu poți să fii foarte mulțumit. Ultimele meciuri am încercat să-mi fac treaba, bine, de fapt toate, dar de multe ori poate nu mi-a ieșit, n-a fost cum mi-am dorit. Dar, na, așa e la fotbal, se întâmplă. S-a văzut clar că de multe ori ai fost lăsat așa cam singur acolo, de apărători visători. Probabil nici n-am fost cea mai bună formă, nici eu, nici ei. Încercăm să ne ajutăm unul pe altul în teren, că de-aia suntem colegi, nu suntem dușmani, să ne dăm unul în cap celuilalt. Te-ai specializat în a apăra penalturile. Care e secretul? Secretul? Nu știu secretul. Mi-a legat un colț, plec acolo, mă uit și cu Alina înainte de meciuri, mi-arată unde au bătut, cum au bătut. Se întâmplă, să aperi. E inspirația de moment, nu? Da, și inspirație și ceea ce fac cu Alin Bordean. Mulțumesc și multă, doamnă. Doamne, să fie.